A fost sărbătoare mare în comuna mehedințeană Pădina, la zilele comunei. Sărbătoarea a strâns oameni dornici să se bucure de programul artistic realizat și de preparatele delicioase. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, cât și deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă. La mulți ani tuturor copiilor, pentru că astăzi este o zi minunată și este ziua copilăriei, ziua de 1 iunie. Subsemnat Aura Predescu alături de colegul meu Ionuț Boboc și formația a ajuns astăzi la dumneavoastră, bineînțeles datorită domnului primar, domnul Zința Sorin, căruia îi mulțumim pentru invitație și bineînțeles domnia sa a reușit să vă facă astăzi o zi așa de frumoasă împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, care, după cum vedeți, este alături de dumneavoastră și în mijlocul dumneavoastră. Sărbătoare mare în comuna Pădina. Zilele comunei au fost un real succes pentru toți cei care au vrut să se bucure de muzica bună și preparatele delicioase. Primarul comunei Pădina, Sorin Zimța, a dorit să le aducă cetățenilor comunei o mică bucurie și anume zilele comunei. Acesta a fost mereu implicat în viața localnicilor și nu a vrut să neglijeze bunăstarea acestora. Cu sprijinul Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu, și a domnului senator Mazilu, care le mulțumim pentru sprijinul care ne l-a adus. Sunt mulțumit, e mulțumită și populația care nu au avut niciodată așa ceva în comuna noastră și le mulțumesc și lor pentru sprijinul care mi l-au acordat și au venit un număr foarte mare, nu mă așteptam. Cântece și jocuri populare, ansamblul folclorice care fac parte din Mehedinți, o regiune unde tradițiile sunt la ele acasă. Vocea de aur a soliștilor pe toate le-am găsit în comuna Pădina. Alături de cetățeni a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a susținut mereu comunele mehedințene în drumul lor spre dezvoltare și modernizare. La eveniment a fost prezent și senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, care consideră că prin aceste manifestări se păstrează vii tradițiile. În primul rând, sunt extrem de bucuroși și de mulțumit că am venit astăzi aici în această frumoasă zi de vară, în zi iată de sărbătoare în care cetățenii din comuna Pădina sărbătoresc astăzi prima ediție a zilelor comunei, într-o zi a speranței, 1 iunie, se leagă de ziua copilului și sigur de speranțele tuturor de viitor. Văd oameni frumoși, oameni gospodari, oameni minunați care au venit să petreacă alături de primar, de consiliul local, de echipa de consilieri locale a Partidului Social Democrat și nu numai. Și vreau să-i felicit pe organizatori și pentru idee, dar și pentru felul în care au reușit, ca mai puțin de o lună de zile, să amenajeze aici această platformă, scenă, care va rămâne probabil și va fi destinată și altor evenimente care vor avea loc în această comună. Deputatul Alin Chirilă a fost ca de fiecare dată în mijlocul oamenilor, fiind bucuros să vadă că în județul Mehedinți cetățenii păstrează tradiția. Îmi pare bine că sunt alături de locuitorii comunei Pădina la primul eveniment de acest fel în această comună. Vreau să-i felicit pe domn primar pentru organizarea primului eveniment al zilei comunei în această localitate și sper ca toți locuitorii acestei comune să se bucure de această zi. Sper ca și pe viitor să se organizeze această sărbătoare frumoasă și oamenii din această comună să se bucure de ea. Toți cei care au participat la acest eveniment s-au distrat de minune și dovada acestui lucru a fost prezența cât mai mare a oamenilor. Foarte frumos din partea domnului primar. Chiar ne-a plăcut. Nu s-a mai deschis de mult până în anul acesta, dar sper să ne vedem și la anul. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost mereu alături de cetățeni, dorind să vină în sprijinul acestora cu proiecte menite să ducă la modernizarea fiecărei comune. Așadar, acesta susține autoritățile locale în vederea creșterii nivelului de trai al cetățenilor de pe raza județului Mehedinți. Astfel de evenimente ne unesc, ne reunesc, ne fac să apreciem valorile locale și sunt bine meritate, iar oamenii s-au distrat pe cinste.